Bună ziua! Am venit astăzi la CNCCI pentru a vedea exact ce s-a întâmplat cu obiectivul acela de a avea 1600 de paturi la ATI. Încă nu este atins, dar recunosc că am avertizat atunci și din păcate a fost nevoie de aceste paturi. Astăzi sunt 1531 de persoane internate în ATI și încă doar 6 locuri libere la nivel național. Trebuie să atingem acest obiectiv de 1600 de paturi și este nevoie de ele acum. La același timp am stat și am discutat mai mult cu specialiști despre situația. Am vrut să înțeleg puțin lucrurile, pentru că pe de o parte avem o evoluție pozitivă în ceea ce privește numărul de persoane infectate, deci vedem că după ce am ajuns la un platou, începem să scădem, o scădere care se consolidează, dar în același timp, oarecum contradictoriu, avem mai multe persoane internate în spital și avem mai multe persoane în ATI. Și am să înțeleg puțin ce se întâmplă și cum să ne pregătim pentru perioada următoare. Așa cum am zis, acest val va dura poate 2-3 luni de zile și trebuie să ne concentrăm să avem resursele, să folosim toate resursele pentru perioada următoare ca să trecem peste acest val în timp ce ne ocupăm de campania de vaccinare. Și este important astăzi să vorbim de spitale și să spunem spitale pentru că avem, e adevărat, 1 milion de persoane care au trecut prin această boală, dar avem și peste 25.000 de persoane care au decedat. Deci este foarte, foarte important să avem toate resursele puse la dispoziție și să accelerăm campania de vaccinare. În ceea ce privește campania de vaccinare, săptămâna viitoare se mai deschid 171 de centre noi pentru vaccinare. Așa cum am spus, după 15 vom avea capacitatea să vaccinăm 100.000 de persoane pe zi. Este foarte important pentru toată lumea să înțeleagă că este singura soluție de a depăși pandemia. Pe lângă faptul că este singura soluție de a deschide economia, este important și din punct de vedere al sănătății, doar prin vaccinare putem să mergem mai departe și putem să lăsăm pandemia în urmă. De aceea am făcut tot ce este posibil, toate resursele necesare pentru a avea dozele de vaccin. Deci avem doze necesare să ne vaccinăm 5 milioane la sfârșitul lunii mai, la începutul lunii iunie, 10 milioane la sfârșitul lunii iulie, la începutul lunii august. Deci dozele vin în România, trebuie doar să ne vaccinăm. Îi încurajez pe toți românii să se înregistreze în portalul RoVaccinare și să se vaccineze. Câte o întrebare de la fiecare? Eu aș avea întrebare. Mai multe. Care este explicația că de acum o lună, când dumneavoastră ați convocat autoritățile care se ocupă de gestionarea pandemiei de COVID-19 pentru a cere ca numărul de paturi pe secțiile de terapie intensivă să fie mai mare, care este explicația că nu s-a întâmplat acest lucru până în acest moment și ce soluții ați găsit la această ședință? Soluțiile le găsesc specialiștii. Eu am spus că e nevoie de 1600 de paturi. Din păcate am avut dreptate, astăzi suntem la 1531 de persoane care sunt internate și lucrurile, deși pe de-o parte am spus, nivelul de pozitivare sau rata de pozitivare scade, numărul de persoane care sună la 112 cu simptome scade, deci avem la nivel național această evoluție, totuși se prezintă mai multe persoane la spital ca în trecut. Și partea bună, putem să salvăm mai multe vieți decât în trecut, pentru că mai multe persoane stau la ATI mai lungă, o perioadă mai lungă. Deci sunt și lucruri bune și rare. Trebuie să atingem aceste 1600 de paturi, în prima fază. După aceea vedem ce putem să facem mai departe. Dar aceste soluții despre care vorbiți, pe care le găsesc specialiștii, v-au fost comunicate în cadrul acestei ședințe? Nu, în cadrul acestei ședințe nu au fost comunicate aceste soluții. Am vorbit de câteva potențiale soluții. Este acel spital care trebuie să fie redeschis din Iași. După 15 aprilie vom avea mai multe informații. Și bineînțeles, mai sunt în București câteva soluții pe care atunci când le vom avea, le vom prezenta.
În contextul scandalului de la Spitalul Foișor, voiam să vă întreb dacă ați vorbit cu Ministrul Sănătății, i-aș cerut să comunice atât acesteia cât și secretarului de stat Raed Arafat. Pe de altă parte, vreau să vă spun că chiar în aceste momente Ministrul Sănătății face declarații de presă, cumva ni se pare că lucrurile sunt un pic regizate, vrea să iasă cu aceste declarații în același timp cu dumneavoastră. A fost o înțelegere, ați discutat, i-ați cerut să fie mai transparent în această perioadă? Eu am cerut, nu acum, știți foarte bine că am cerut să fie prezentat un raport a modului în care a fost pregătit acest val 3 și care sunt soluțiile. Și am cerut, bineînțeles, să se facă prezentări sau conferințe de presă, declarații de presă săptămânal. Nu, de atunci nu am mai cerut. Cer acest lucru de la toți miniștrii, nu doar de la Ministrul Sănătății. Trebuie să comunicăm, mai ales în această perioadă, foarte mult și transparent. Este un lucru la care am cerut de la toți miniștrii. Transparență, coerență, profesionalism. Asta cer de la toți miniștrii. Ieri, legat de stimularea campaniei de vaccinare, președintele Camerei Deputaților, domnul Gheorghe Corman, susținea că așteaptă un punct de vedere al Guvernului pe un proiect de lege privind vaccinarea care se află acum în procedură parlamentară, care ar trebui îmbunătățit. Vreau să vă întreb dacă la Guvern s-a discutat despre posibilitatea acestei îmbunătățiri a legislative, dacă se vine cu un proiect separat, tocmai ținând cont de actuala evoluție epidemiologică. Campania de vaccinare merge foarte bine în acest moment. În România, legislația în vigoare permite tuturor românilor să se vaccineze. Avem doze, trebuie să rămân să se vaccineze. Deci nu există, nu cred că în acest moment există o piedică pentru a se vaccina cineva în România, doar să durească românii să se vaccineze. Ca să fiu puțin mai explicit, nu se va începe niciodată în acest an la vaccinare obligatorie în România. Eu am spus din primul moment că aceste vaccine, că nu discutăm despre așa ceva la guvern. Nu se face responsabil pentru ceea ce s-a întâmplat la Spitalul Foișor din capitală, pentru că pare că autoritățile au fost luate prin surprindere de acest val al treilea de pandemie și nu s-au făcut lucrurile înainte pentru a preîntâmpina o astfel de situație. Am spus să zic că această mutare nu este prima făcută. Au mai fost astfel de spitale transformate COVID și personalul a fost transferat în alte spitale. Dar în același timp, da, și eu sunt, la fel ca și noastră, foarte supărat de ceea ce am văzut la televizor în această seară. Detaliile tehnice vi le-a explicat și domnul Arafat, poate o să le explice și domnul Ministrul Sănătății. Eu doar vreau să vă spun că așa cum fiecare contribuabil are legătură cu Ministerul Finanțelor, sau așa cum fiecare elev are legătură cu Ministerul Educației, și fiecare pacient din România are legătură cu Ministerul Sănătății. Domnule premier, ați fost supărat, ați luat vreo măsură sau ați rămas doar supărat în privința ceea ce s-a întâmplat? Domnule prim-ministru, aș vrea să vă întreb, văzând acele imagini de la Spitalul Foișor, din punctul dumneavoastră de vedere, cine ar trebui să facă acum un pas în spate? Este vorba de onoare aici, să vedem dacă mai este onoare în România. La cine vă referiți? La cine vă referiți? La conducerea spitalului, care nu a implementat procedura cum trebuie, sau la nivel de guvern? Eu am spus și în ședința CNCCI și vă spun și dumneavoastră. Nu cred că este normal, după ce se ia o decizie, să intervină prim-ministru, să vorbească și cu primarul București, să vorbească și cu manager, și cu manager la DSP și așa mai departe, să se implementeze o decizie luată de toată lumea, în cunoștință de cauză. În această situație trebuie să înțelegem cu toții că avem un singur inamic, pandemia. Și trebuie să punem toate resursele pentru a rezolva această problemă. Domnule premier, în această... Am spus că întrebați la fiecare, dacă mai aveți dumneavoastră întrebare. Nu mai întreb dacă i-aș cerut soluția rapidă. Urmează și alte evacuări în alte spitale? Sau de ce nu contribuie și spitalele private cu patul la PI, așa cum s-au lăudat de-a lungul timpului? Știu că există unul singur în București care a făcut. În acest moment, în București, situația pe care o avem arată că avem necesarul de paturi. La Foișor deja sunt 20 de persoane în secția ATI. Din păcate, și asta arată de fapt urgența de care are nevoie, din păcate o persoană a decedat dintre cele din secția ATI, deci de aceea era nevoie de această secție urgent. Dacă vom lua alte decizii, bineînțeles, vom comunica transparent de fiecare dată. Mai avem întrebarea noastră. Veți propune mâine acest lucru în ședința coaliției?
Eu vă spun un lucru pe care vi l-am spus de fiecare dată. Și spun asta și celor care au opinii politice în acest subiect. Remanierea sau o decizie despre un ministru din cabinetul acesta o va lua doar premierul. Iar aceste decizii nu se discută, ele se vor anunța. Vă mulțumesc mult de tot!